Declarația mea politică de astăzi am intitulat-o Era informației. Doamnelor și domnilor deputați, încă din 1972, în luna octombrie, pe 24 mai exact, se sărbătorește Ziua Internațională a Dezvoltării Informaționale. A fost o decizie a Adunării Generale a ONU, care a anticipat că o mai bună răspândire a informației va conduce fără doar și poate la mobilizarea și implicarea opiniei publice, în special a tinerilor, pentru rezolvarea problemelor societății. Dacă acum 43 de ani erau greu de anticipat efectele acestei mega dezvoltări informaționale, în ultimii ani se manifestă un efect de bumerang al acestei adevărate explozii în domeniu. Ca atare, tot mai mulți specialiști trag semnale de alarmă avertizând asupra ruperii tinerilor, dar nu numai, de viața reală prin afundarea în lumea virtuală. Restructurarea industriei extractive de cărbune a fost mereu în ultimele două decenii un punct sensibil pe agenda oricărui guvern. Termenii productivitate, eficiență, retehnologizare și poluare au constituit periodic un cadru de negociere între conducerile administrative ale companiilor de extracție, sindicate și ministerele de resort. Tot acest dialog instituțional și nu numai a avut ca efect colateral o sensibilizare suplimentară vis-a-vis de orice informație apărută în presă și care vizează cu precădere acest domeniu. În acest context, rezoluția unui acord internațional de la Paris privind schimbările climatice, adoptat recent de Parlamentul European, a devenit subiectul unei astfel de dispute interne neinspirate și nemeritate. Știu că situația economică a complexului energetic Oltenia este una dificilă, cu un echilibru financiar delicat și că una dintre mizele continuării activității este și păstrarea celor 15.200 de locuri de muncă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, declarația mea politică se referă la tristele învățăminte ale secretarului de stat din Ministerul Educației sau despre selecția cadrelor în politica românească. Demisia fostului secretar de stat din Ministerul Educației în urma declarațiilor aiuritoare cu privire la modul cum ar trebui să se comporte și să arate elevele din România este nu numai tardivă, ci și penibilă. Acest incident rămâne o pată murdară pe reverul învățământului românesc, iar faptul că tocmai un secretar de stat a proferat enormitățile respective nu rezolvă problemele din învățământul nostru. Din punctul meu de vedere, elucubrațiile respective comportă două abordări care, deși ar părea diferite la prima vedere, conduc la aceeași concluzie. În primul rând, faptul că demisionarul și-a permis cu o nonșalanță înfiorătoare să arunce cu noroi la modul general în toate elevele din România este strigător la cer. Declarația mea politică de astăzi se referă la faptul că prețul apei începe să devină pentru mari categorii de oameni prea mare, prohibitiv pentru consumul de apă, deși Comisia Europeană, Uniunea Europeană cu alte cuvinte, autoritățile române și-au dorit cu totul și cu totul altceva. În tratatul de aderare la Comisia Europeană există obligații ale românilor cu sprijin occidental, cu sprijin comunitar, ca pe diferite etape de evoluție, gradul de epurare, gradul de puritate anume al apei să fie din ce în ce mai mare. S-au investit în acest sens fonduri europene nerambursabile pe acest program de finanțare 2007-2013, nici mai mult, nici mai puțin decât 3,5 miliarde de euro și urmează să se investească 6 miliarde de euro. Lecțiile pe care trebuie să le învățăm din experiența primului exercițiu financiar al României în cadrul Uniunii Europene. La sfârșitul acestui an se încheie prima experiență a României în ceea ce privește cheltuirea și gestionarea fondurilor europene. În afara celor 7 ani aferenți exercițiului financiar 2007-2013,
Uniunea Europeană ne-a mai acordat 2 ani în plus pentru a putea crește gradul de absorpție. În cei 9 ani am reușit să folosim doar în jur de 60% din fondurile nerambursabile pe care le-am avut la dispoziție. Am ratat o șansă istorică de a folosi mai mult din acești bani. În condițiile în care România are nevoie vitală de investiții, atât în infrastructură, cât și în toate domeniile economiei. Sigur că există explicații, mai mult sau mai puțin plauzibile, pentru acest eșec. Dar consider că acum este foarte important să tragem învățămintele de rigoare și să facem tot ce este nevoie pentru a nu mai avea același eșec și pentru exercițiul financiar 2014-2020, care nu a început deloc promițător. Este o inițiativă legislativă a grupurilor din Camera Deputaților, respectiv a Senatului AUDMR, care prevede ca în data de 13 noiembrie în fiecare an să se poată sărbători oficial Ziua Limbii Maghiare. Este o inițiativă care vine să completeze asemenea inițiative legislative adoptate deja în Parlamentul României, Ziua Limbii Cehe, Ziua Limbii Tătare, un demers care a avut succes și a fost susținut de către toate formațiunile politice. Eu consider ca și o normalitate faptul că în România, unde conviețuiesc pașnic comunități întregi, care au ca și limbă maternă alta decât cea al majorității românești din România, să aibă posibilitatea ca prin asemenea legi, în localitățile unde trăiesc, prin instituțiile în care lucrează, instituțiile administrației publice locale, școlile sau alte instituții publice, să aibă posibilitatea ca în mod oficial să serbeze propria zi maternă. Acest demers a fost susținut de toate partidele politice și le mulțumesc și pe această cale.